Repetăm. Deci, între trei numere la întâmplare, există una din ordine. A mai mic decât B sau B mai mic decât C. A mai mic ca B, mai mic ca C și celelalte încă 5. Și după ce am văzut ca mod de lucru, dacă luăm pe așa asta, autorul, în dorința de a-și construi A pătrat, are A pe lângă A minus B, deci mulțește și sus și jos, cu cât mulțește cu un A supra A plus B. Și apare A pătrat minus AB supra A plus B mai mic care de 0, adun și scade acolo un B pătrat și practic A pătrat plus B pătrat supra A plus B, A pătrat plus B pătrat supra A plus B, e mai mic egal decât B. A pătrat plus B mai mic egal decât B și logarimează în baza C. Pe urmă, A pătrat plus C pătrat supra A plus C ar trebui să fie mai mic, egal, decât C, nu? Da. Și așa ne dă? Mai mic, egal, decât C. Asta este, da? Uh-huh. Și logarimăm în baza B cum are nevoie și se schimbă în baza B din C. Da. E limpede. Nu merge. Deci se schimbă, dar aici nu mai face produsul. Construcția asta este că B pătrat plus C pătrat supra B plus C B pătrat plus C pătrat supra B plus C avem construit e mai mare egal decât C. E mai mic egal decât C. Deci B pătrat plus C pătrat supra B plus C e mai mic egal decât C. Apoi A pătrat plus B pătrat supra plus B mai mic egal decât B. Este așa scris? A pătrat plus B pătrat supra A plus B mai mic egal decât B. Da. Uite aici. Da, aici este, da? Apoi, B pătrat plus C pătrat supra B plus C e mai mic egal decât C. Da. Și A pătrat plus C pătrat supra A plus C e mai mic egal decât C. Da. Și logaritmul după nevoile care sunt aici. În ce bază? În baza A, în baza B și în baza C. Da. Și, deci, astea sunt. Una, asta, două, și a treia de aici. Și e clar că în raport cu ce? Că atât au cât și B în raport cu ce? E clar că așa trebuie să fie ce da. Și ce. Și doar o singură dată B-ul. Nu mai este au. A mai mic decât C. Eu aș vrea să compar și cu A. Deci una este A pătrat plus B pătrat supra A plus B mai mic decât B. Corect. Și pe urmă una este mai mică decât celălalt au pe majorat pe C. Da. Și atunci față de ce? Ce A cu B. Are, are A cu B, dar B mai mic ca C. Deci aș putea zice că A pătrat plus B pătrat supra A plus B. A pătrat plus B pătrat supra A plus B e mai mic egal decât C. Și logaritmul de C își face 1. Și atunci dispare logaritmul în baza C din C și A din C logaritmul în baza C din B.
Bine, mai măcar, ce-și face un? A din B din C. Că A din C și C din B ar face 1. Dacă aș putea să arăt că logaritmul baza B din C e mai mic, egal... Deci, dacă aș putea să arăt că logaritmul baza B din C e mai mic, egal decât 1, atunci A din C, C din B, A din B. A din B. Mai rău încă o dată să vedem dacă ne prindem sau nu. S-ar putea să fie o idee interesantă, că nu vedem noi acum. Deci construcția este bine. A mai mic a B ne duce la așa ceva. Hai să distrug pe astea. Deci, din A mai mic egal decât B, ajungem la A pătrat plus B pătrat supra A plus B, supra A plus B mai mic egal decât B. Mai mic egal decât B. Apoi din A, din B mai mic egal decât C. B mai mic egal decât C. Ajungem la B pătrat plus C pătrat. B pătrat plus C pătrat. Supra B plus C. B plus C mai mic egal decât C. C. Și în sfârșit... A mai mic egal decât C. Da. A pătrat C pătrat. A pătrat. Nu, din A mai mic egal decât C. Decât, din A mai mic decât C. Scrieți relația ca A. A, așa scriu. Să scriu relația. Right. Hai să le scriu la sub alta, ca să fie și mai evident, așa. Deci, n-am mai mic a B, este asta. Din B, mai mic egal decât C, rezultă B pătrat plus C pătrat supra... B plus C. B plus C, mai mic egal decât C. Și din... A mai mic egal decât C. A mai mic egal decât C. A pătrat plus C pătrat. A pătrat plus C pătrat supra A plus C. Mai mic egal decât C. Mai mic egal decât C. Deci vezi, A o se compară cu B-ul, A o se compară cu A mai mic a B, A mai mic a C. Deci A mai mic egal decât C. Clar că la asta se duce. Acum, din astea trei logaritmele, pe prima o logaritmăm în ce bază? În baza celor mici. În ce? Deci logaritm baza C din A pătrat plus B pătrat supra A plus B. A plus B. E mai mic, mai mare egal dacă am mers, nu? Că se schimbă sensul logaritmului. Deci logaritm baza C din B. C din B. Apoi logaritm baza A din B pătrat plus C pătrat. B pătrat plus C pătrat supra B plus C. Mai e mai mare egal decât logaritm baza A. A din C. A din C. Și logaritm baza B. Logaritm baza B din A pătrat plus C pătrat supra A plus C. Mai mare sau egal decât logaritm baza B din C. Logaritm baza B din C. Dacă le trag linie și le adun, se întâmplă ce lucru? Suma a ce e mai mare egal decât logaritmul radical de ordine 3, logaritmul 3, radical de ordine 3, din logaritmul baza A din B pătrat plus. Luăm în ordine. Nu, dar suma am zis-o toată asta. Mai mare egal decât 3, suma celor trei și am aplicat și negația termenilor. Hai să înțelegi și mai bine. Deci, astea trei adunate, le-am mutat cu suma. Adică fix exact ce spune autorul, da?
S, mai mare egal decât logaritmul în baza logaritmul baza C din B plus logaritmul baza A din C plus logaritmul baza B din B din C, da? Care e mai mare egal de 3 ori radical 3 radical C3 din produsul lor. Da. Logaritm baza C din B plus ori logaritm baza A din C. A din C. O logaritm baza B din C. O logaritm baza A din C. Care face egal mai departe cu B din C. 3 logaritm baza B din C. Aici e B din C. Așa, B. Așa. B din C. 3 radical de ordine 3 din logaritm baza C din B ori logaritm baza B din C face 1 aici. Da. C din B și B din C, una inversă a cealaltă. Deci face 1 ori logaritm baza A din C. E? Cum este logaritmul baza A din C față de logaritmul baza A din A? Logaritmul baza A. Deci avem de comparat logaritmul baza A din C față de logaritmul baza A din A. Păi logaritmul baza A din A este... Cum este C față de A? C este mai mare sau egal decât A. C e mai mare egal decât A, da? Da. Deci C e mai mare egal decât A. Și dacă logaritmăm, știi că C e mai mare decât A, da? Da. Și dacă logaritmăm baza A, vine că se schimbă sensul inegalității, da? Da. Ar veni logaritmul baza A din C mai mic egal decât logaritmul baza A din A. Logaritmul baza A din C mai mic, da. Mai mic decât logaritmul baza A din A, care face 1. Și eu vreau să fie mai mare egal decât 1 și atunci ești foarte bine. Deci totul merge frumos până în momentul ăsta. Nu se strânge foarte bine, cum a zis autorul. Nu A, B, B, C, da. C, A, logaritme, C, așa o dat el. Da. Nu ne-au dat altceva. Doi din ei se strâng, fac unul, iar celălaltul logaritm baza A din C, eu am vrut să-l compar cu logaritm baza A din A. Dar de ce în baza A din A? Păi... Pentru ca să mă duc la 1, nu? Da. E în baza A. Ia să vedem C cu A. Deci logaritm baza C cu A. Asta e situația. C cu A. A e mai mic decât C. Sau C e mai mare decât A. Și logaritmăm în baza A. Am nevoie din baza A. Nu în baza C. Ele au rămas singur acolo. Logaritm baza A. Și dă că e mai mic ca 1. Și atunci sensul de aici este cu mai mare și aici este cu mai mic. Și nu-l pot folosi. Deci nu pot să mă zic mai mare egal, că este o prostie. Nu-i mă față de unul, așa ar fi. Plăzmeai. Deci suferă inegalitatea asta. Da, dragilor, rămâne să mai analizez. Dar deocamdată, încercând să o desfacem foarte bine, observăm că avem dificultăți. Pentru că aici două din ele se compară cu C. Dacă una s-ar fi comparat cu A, dar C-ul, deci asta e mai mică decât C, amândouă mai mici decât C. Dar se compară amândouă, deci cu C, asta cu C, și din motivul ăsta, dacă s-ar fi comparat prin transitivitate una din ele cu A, ar fi fost foarte bine.
fost comparate una cu A, alta cu B. De ce prima A era cu B? Că B-ul e mai mare decât A. Deci cu majorantul dincolo de ea, da? Între B și C, cu majorantul cu C. Între A și C, cu majorantul. Deci A și C nu-l compar cu B. Sau cu A. Nici vorba cu A. A-ul e cel mai mic. Deci cel mai mic rămâne în urmă. Vedem, nu? Da. Cel de pe prima poziție rămâne izolat, aici se compară doar cu majoranții. Și acum ești numai cu C. Și prin logaritmare nu apare și logaritm baza, nu știu cât, din A. Că autorul așa a spus, apare și logaritm baza din A. Dacă s-ar fi comparat cu A, dar nu se compară cu A. Deci, toată tehnica este asta. Și atunci nu am cum să... Deci, dacă aș aduce la aceeași numitor pe fiecare, vine A, B, B pătrat, B pătrat, și ca și cum aș spune că A mai mic ca B. Tocmai asta este. Da. Dacă aduc la aceeași numitor, vine B, C, C pătrat duce, ca așa cum aș spune că B mai mic ca C. Da. Și este adevărat. Și aici A mai mic ca C, iarăși este echivalent aici. Da. Ne pare rău de exercițiul acesta? Nu. Merge. Am încercat-o în mai multe... Am pătruns cât s-a putut de atent, în adâncul exercițiului. Și de fapt, egalitatea A mai mică B e tradusă de autor așa. A pătrat plus B pătrat plus A plus B mai mică adică B. Faptul că e B mai mică C, B pătrat plus C pătrat. B pătrat plus C pătrat supra B, C, e mai mic decât C. Și faptul că A e mai mic decât C... Ar trebui să fie A acolo. Aici ar fi trebuit să fie aici da. A-ul sau din coace A-ul. Da? Dacă ar fi fost A-ul într-una din situații, s-ar fi închis exercițiul. Dar nu are cum să fie adevărat câtă vreme între A și C. Da, păi se compară A-ul cu C-ul. Cu C-ul și se duce C-ul pătrat și vine A-ul cu C-ul comparat. Da. Nu se închide exercițiul. Da, din păcate, nu se închide. Asta a fost situația. Deci, ce ne alegem din aceste exerciții? Un gust amar. Așa? Un gust amar, acela că încercând, am ghicit ideea autorului. Cum anume și-a închipuit el lucrul. Dar totuși nu se respectă. Și nu avem cum să putem dovedi inegalitatea aceea. Și doar cu câștigul ăsta că între trei numere la întâmplare luate există o ordine, nu? Una din cele șase ordine, șase situații, și că construcția asta A pătrat, B pătrat, A pătrat plus B pătrat supra A plus B, sau A pătrat plus C pătrat supra B plus C, sau A pătrat... Este, în funcție de ordinea respectivă, comparația cu majorantul, cu numărul din dreapta, da? Între B și C, cu C se compară? Între A și C, cu C se compară? Și între A și B, se compară cu B. Da. E, iată două care se compară cu C și atunci nu se închide ghișițul. De simetria asta nu a mers. Deci este o parte frumos, interesant. Da. Hai să vedem ce ai lucrat tu. Și care au fost dificultățile din testele acelea care ai avut tu. Eu aș propune să-l scriem complet și să-l discutăm. Că să nu fii gost de vicine, chiar dacă l-ai gândit, da. Să n-ai chestiuni la care să... Este clar o eroare. Tu ai o posibilitate să te uiți la răspunsuri, bănuiesc, nu? Da. Dar discutăm așa, să vedem care este importanța lor și care este dificultatea lor.
persoane greșite, strecuream o greșeală, că am văzut un al treilea filmuleț, sau al doilea filmuleț, nu mai știu trei exact. Sper să îl iau și eu încă o dată, să văd, acum ne limpede ce speculație a avut autorul, da. Să vedem dacă merge totuși. Simetria e frumoasă, interesantă, dar cum anume cărți de greșițiu, nu am observat, din contra am observat că există o contradicție. Zi-mi, primul... Deci, primul exercițiu. Da. Calculați. Să spunem, varianta, de nu știu... 4. 4. 4. Hai să spunem. Spune așa. Calculați. Deci, calculați. 1, da? Da. Radical de ordin 6 din 64. Radical de ordin 6 din 64. Plus 512. Da. La puterea 0, perioada 1. 0, perioada 1. Minus logaritm baza radical din 3. Logaritm baza radical din 3. Din 1 pe 9. Din 1 pe 9. Scalculăm valoarea asta. Da. Câte este? Radical din 6 în 64 face 2, nu? Da. 2 plus 512 la... Da, puterea 1 pe 9. 500... 12 la puterea 1 pe 9 minus logaritm în baza radical din 3 din 1 pe 9, cum ai spus aici? L-am scris ca o diferență și mi-a dat minus 3 logaritm în baza radical din 3. Deci mi-a dat, l-am scris pe logaritm în baza radical din 3 din 1, care este 0. Da. Minus logaritm baza radical din 3 și atunci vine plus. Că e minus de aici cu minus din 4. Da. Da? Plus logaritm baza radical din 3 din 9, da? Da. Și egal mai departe cu 2 plus ce înseamnă 1, 512 la 1 pe 9? Radical de ordin 9. Ordin 512. 1512. Și plus... 2 ori logaritm baza radical din 3 din 3. 2 logaritm baza radical din 3 din 3, da. Și face egal mai departe. Cât face radical din 9 din 512? Te descompus 512 și dă 2 la 9, cred. Că 2 la 10 fac 1000... 24. Da. Și atunci vei avea cât aici? 2 plus 2. 2 plus 2. Plus 2 ori. N-am, aici ce am. Aici te-ai oprit, da? Da, la 2 logaritm baza radical din 3 din 3. Păi deci nu trebuie tot baza 3. Trebuia să treci în baza 3. Da. Deci vine 2 ori. Deci fracție logaritm în baza 3 din 3 supra... Logaritm în baza radical din 3 din radical 3. Radical din 3. Și face 4 plus 2 ori 1 pe, nu? Da. Aici este 1 pe 2 în factor. Și vine... 1 pe 2 care ajunge sus 2. 2 pe... Logaritm baza 3 din 3. 1. 1. Da. Face 4 și 4, 8. Deci răspunsul era 8. Da. Da. Noi am mai făcut o chestie într-una din zile. Eu aș fi lucrat așa aici. După ce ai ieșit 2 în față, ridicăm și baza și argumentul la puterea a doua ca scape radical. Deci la a doua. Pentru că e radical din aici 2, da? Și ar fi fost aici, am spus 4 plus 2 ori logaritm în baza cât? 3 din 9. Da? Și 9 dă un 2 în față și face egal cu 4 plus 2 ori 2 logaritm în baza 3 din 3. Care face 1. Terminat. Da? Deci și... Așa trebuia să vezi. Ori dacă nu,
trebuia să treci în aceeași bază. De ce trei? Da. Se vede aici, trei este deja, nu? Este dictat, pentru că argumentul are acolo trei, baza e radicală din trei. Deci așa trebuia dus. Te-ai oprit când nu trebuia. Hai să zicem doi. Tot calculați, combinări de 10 roate câte 2. Asta mi s-a părut. Calculați. Combinări de? 10 roate câte 2. Da, plus. Combinări de 9 roate câte 7. Plus aranjamente de 7 roate câte 2. Plus 6 factorial. Egal. 10 factorial supra 2 factorial ori factorial. Deci ai zis că face 10 factorial supra 2 factorial ori 10 minus 2 factorial, 8 factorial. 8 factorial plus 9 factorial supra 7 factorial ori 2 factorial. Așa, da. Plus? Plus 7 factorial supra 2 factorial. Supra la aranjamente nu mai este 2 factorial, nu mai scăderea. Ah, aici e. Da? Da, supra 5 factorial. Deci tu mai supra 5 factorial. Plus 6 factorial. Și la mai departe. Așa. Scrie în funcție de cel mai mic. În funcție de 8 scriem. Așa, pe cel mai mare în funcție de cel mai mic. Da. Deci, în loc de 10, zicem 8 factorial. 8 factorial ori 9 ori 10, supra 2 factorial ori 8 factorial. Așa, plus 7 factorial ori 8 ori 9. Supra 7 factorial ori 2 factorial plus 5 factorial ori 6 ori 7 supra 5 factorial plus 6 factorial și o să simplifice 8, 7 cu 6, 5 cu 5 și avem 90 10 cu 2 da, 5 45 și 2 cu 1. Ba, 2 cu 8. Da. 4. 4 la 9, 36. Și plus? 6 factorial. Nu, plus 6 ori 7. De ce 6? Păi am mai rămas de la 5 factorial ori 6 ori 7. A, așa, plus? 42. 42. Și plus? 6 mai 8, era 100, nu. Deci este 1 ori 2 ori 4, 2 ori 3 ori 4 ori 5 ori 6. Și face 6 ori 4, 24 ori 30. 5.040. Deci, vezi cât. Faci calcul să faci acolo. Da, asta... Deci n-a fost... Aici trebuia să știți, să transformi, să fie factorial mai mare, funcție factorial mai mic, da? Da. Hai să vedem altceva. Așa. Dacă... Trei, da? Da. Ce spuneți? Deci, dacă 1 plus radical din 2 tot la a patra, egal cu a plus b radical din 2. Da. Radical din 2. Aflați a plus b. Atunci a egal cu cine și b egal cu cine? Suma, a plus b? Suma a plus b. Atunci a plus b egal cu cine, da? Dacă eu am scris pe 1 plus radical din 2 totul la 4, ca 1 plus radical din 2 la a doua, totul la a doua. Deci 1 plus radical din 2 la a doua și încă la a doua. Și am descompus acolo. Da, scrie, gata. 1 plus 2 radical din 2 plus 2. Plus 2, totul la a doua. Și egal cu 3. 3 plus 2 radical din 2. Da. Totul la a doua. Și egal mai departe cu? Dă în final 17 plus 12 radical din 2. 17 plus 12 radical din 2. Radical din 2. Și de resurs, a egal cu a plus b radical din 2 și atunci de aici rezultă că a egal cu cât? 17 și b egal cu 12. Suma lor 21. Deci a plus b egal cu
29. Apoi? Apoi, ultimul exercițiu 4 a fost cu să demonstrez prin inducție. Adică? Exact. Păi, unul pe lângă, unul pe doi. Deci, unul pe lângă. Unul pe doi, pe lângă doi. Unul pe doi, pe lângă doi supra 3, plus doi supra 3 ori 5, da. Plus doi supra 5 ori 7, plus puncte puncte, plus 2 supra 2n minus 1 pe lângă 2n plus 1 egal cu n supra 2n plus 1. Deci egal cu n supra 2n plus 1. Da. Am făcut prima dată verificarea pentru n egal cu 1, 2 și 3. Deci verificarea. Da. Pentru notarul cu este n asta, da? Da. Pentru n egal cu 1, este 1 de bine 1 pe 2 pe lângă, dacă 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 supra 2 supra 3. 3. 2, 1 pe 2, 2 pe 3, egal cu? 1 pe 3. 3. E adevărat. Da. E ca și cum ar spune 1 pe 3, egal cu 1 pe 3. Adevărat. Nu. No. Pentru n egal cu 2, vine 1 pe 2 pe lângă paranteză rotundă 2 supra 1 ori 3 plus 2. Deci S2 devine așa, 1 pe 2 pe lângă 2 supra 1 ori 3, da, plus 2 supra 3 ori 5. Și egal cu 1 pe 2 pe lângă 12 pe 15. 2 este un factor și îl face, da, 1. Amplificăm cu 5 aici, nu? Da. 5 cu 1, 6 pe 5. Și simplifică și face egal cu 2 supra 5. 5. Adică exact cât este acolo. Când da, locul împreună cu 2, vine 2 pe... Deci egal cu 2 pe 5. Adevărat. Pentru n egal cu... Presupunem că... Da, presupunem mai că am ajuns până la unul din ca. Presupunem P de, P de K adevărat, adică este indice K, ar arăta așa. Este adevărat că până la K, urmându-le, identitatea este 1 pe 2, pe lângă 2 supra 3, plus 2 supra 1 ori 3. 1 ori 3 e spus 3 ori 5. Da, plus puncte, puncte. 2 supra 2 K minus 1 pe lângă 2 K plus 1. 2 K minus 1 pe lângă 2 K plus 1. Egal cu K supra 2 K plus 1. 2 K plus 1. Și verificăm pentru P de K plus 1. Deci ne întrebăm P de K plus 1, P de K plus 1 o fi adevărat? Și cum? Cum arată? Yes, ia să vedem. Este indice K plus 1. Arată asta. 1 pe 2. Pe lângă. 2 supra 1 ori 3. Plus 2 supra 3 ori 5. Plus 2 supra 5 ori 7. A, plus puncte, puncte, 2K plus 1. 2K plus 1. Pe lângă 2K plus 3. 2K plus 3. În față cât este? K plus 1 supra 2K plus 3. Deci 2 supra 2K minus 1. A. În fața lui ăsta. 2K plus... Plus 2K minus 1, da, pe lângă 2K plus 1. Da. Îi pun înapoi, dacă îmi pasă. Egal cu K plus 1, ar trebui să fie, da, supra? Da, supra 2K plus 3. 2K plus 3. Și până la 2 supra 2K minus 1 este P de K, care am demonstrat că este adevărată. Da. Și deci asta e P de K și știu că este egală cu... Cu K supra 2K plus 1. K supra 2K plus 1. Și... Mai adăugăm acum. 2 supra 2K plus 1. Deci P de K... P de K plus 1 devine acum, după șmecheria asta, arată așa. K supra 2K plus 1 plus
plus 2 supra 2k plus 1. 2k plus 1 pe lângă 2k plus 3. Pe lângă 2k plus 3, da. Egal cu k plus 1 supra 2k plus 3. K plus 1 supra 2k plus 3. Și amplificăm prima cu 2k plus 3. Da. Și ultima cel pe egal cu 2k plus 1. Da, și de mine. K de pe lângă. K pe lângă 2k plus 3. Așa. Plus 2. Plus 2. Egal cu 2k plus 1 pe lângă k plus 1. 2k plus 1 pe lângă k plus 1. Și dăm în final 2k pătrat plus 3k plus 2. Deci 2k pătrat plus 3k plus 2. Plus 2. Egal cu 2k pătrat plus 3k. Așa de, nu? Că da. Sunt desfac pe 2k pătrat plus 3k plus 2. Adică p de k plus 1, acela care, despre care nu știam că e adevărat, răspunde p de k plus 1, adevărat. De fapt, ce am făcut în demonstrație? Am arătat că p de k implică p de k plus 1. Scrie p de k implică p de k plus 1. P de K a face ca și pasul următor să fie bun. Da? Da. Și acum vom redacta în final așa. Verificarea și cu demonstrația face ca P de N adevărată oricare ar fi N natural. Da? Verificarea și demonstrația, cele două la loc, ne permit să spunem că e adevărată, indiferent ce e în acela. Sigur că 2 acela trebuia valorificat ca fiind 3 minus 1. Da. Deci, fără inducția matematică, ai fi putut calcula suma. Eu dacă nu stădeam așa, cu cine este egal, tu trebuia să găsești cu cine este egal și după aceea îți demonstrezi prin inducție. Eu puteam să dau așa. Că chiar așa a fost. Este, așa, este N egal cu 1 supra și 1 ori 3. Plus 1 supra 3 ori 5. Plus 1 supra 5 ori 7. Plus mai departe, plus 1 supra 2N minus 1 pe lângă 2N plus 1. Egal cu semn de întrebare. Să găsești tu cu cine este egal. Și până să demonstrezi prin inducție. Deci să găsești suma asta și să demonstrezi că ai făcut o treabă bună folosind inducția matematică. La momentul acesta, văzând că suma asta pe care vrei să o calculezi între doi termeni consecutivi, o distanță de două unități, acum spui egal mai departe cu, în tentativa de a găsi răspunsul pe care ți-l cer, nu? Ca să folosești inducția, trebuie să știi răspunsul. Ai nevoie să pui 2, 2, 2 peste tot. Deci aia înmulțim și împărțim cu 2. Deci 1 pe 2 pe lângă. 2 supra 1 ori 3 plus 2 supra 3 ori 5 plus 2 supra 5 ori 7 plus ce mai departe plus 2 supra 2N minus 1 2N plus 1. Și dau cum? E egal cu 1 pe 2, pe lângă. Pe 2 o să scriu ca 3 minus 1 supra 1 ori 3 plus 5 minus 3 supra 5 minus 3 supra 3 ori 5 plus 7 minus 5 supra 5 ori 7 5 ori 7 plus să mai departe plus puncte puncte 2N plus 1 minus 2N minus 1 totul supra 2N minus 1 pe lângă 2N plus 1. E calcul. 1 pe 2 pe lângă. Și acum când distribuim numitorul, vine 3 supra 1 ori 3 minus 1 supra 1 ori 3 plus 5 supra
3 ori 5 minus 3 supra 3 ori 5 plus, și așa mai departe, plus puncte, puncte. 2n plus 1 supra 2n minus 1 pe lângă 2n plus 1 pe lângă 2n plus 1 minus 2n minus 1 supra 2n minus 1 pe lângă 2n plus 1 egal cu 3 cu 3 se simplifică și egal cu 1 pe 2 pe lângă 1 minus 1 pe 3 plus 1 pe 3, simplifică 5 cu 5, da. Minus 1 pe 5, plus puncte, puncte, plus 2n plus 1 cu 2n plus 1, și face 1 pe 2n minus 1, minus 1 supra 2n plus 1. Și acum, simplificându-se așa termenii, rămâne asta cu plus la început din prima echipă, rămâne ăla cu minus din prima echipă, ultima echipă. Da? Da. Și facem 1 pe 2 pe lângă. 1 pe 2 pe lângă. 1 minus. Da, vine plus pentru că are minus în față. Unde e? Păi la ultimul termen are minus în față. Da, și plus. Da, pe minus. Minus 1 pe 2n plus 1. Și egal cu 1 pe 2, pe lângă, 2n plus 1 minus 1, 2n, da? 2n plus 1, cum am mai aplicat, minus 1, 2n supra 2n plus 1. 2 cu 2 simplifică și face n supra, iată rezultatul, n supra 2n plus 1. Ăsta este rezultatul de la sumă. Deci, ieșiți, nu avea rezultatul. Da? Nu avea rezultatul. Și în condițiile astea tu ar trebui să ai, să faci artificiul ăsta. Să zicem diferența de două unități între 1 și 3, 3 și 5. Avea nevoie de 2 și atunci înmulțește împărțitul în 2 ca să poți face sumă. Ai găsit rezultatul și acum iei exercițiul ăsta, așa, fără să mai ai 1 pe 2 și 2. Da. 1 supra 1 ori 3 plus 1 supra 3 ori 5 plus egal cu, este corect? Tu spui, da, am o șansă să verific. Folosind inducția matematică. Da? Deci, da. Problema spune așa, să-ți calculezi suma, să ai artificiul ăsta, să fii atent să faci artificiul ăsta, și după aceea să demonstrezi prin inducție exercițiul, da? Da. Bine. Hai să vedem o altă. Deci, descoperim că inducția matematică este extraordinar de interesantă. Am folosit-o parcă ieri și la o divizibilitate, uh-huh. Nu? Da. Deci este foarte, foarte important. Este un instrument de lucru de, la care apelez când vrei să demonstrezi că ai un predicat și vrei să demonstrezi că este universal adevărat. Adică tot timpul adevărat. Și folosești cuantificatorul acela, oare oricare. Oricare, indiferent ce e în curea acolo. Da. Asta să vedem la varianta 3? Da. Ia să vedem la varianta 2 ce ai acolo. Așa. Am găsit un exercițiu destul de interesant, zic eu. Ia să vedem. Aflați coeficientul lui x la puterea 5-a. Coeficientul lui x la 5-a. Din dezvoltarea ecuației. Coeficientul, da? Da. Coeficientul lui x la 5-a din dezvoltarea 1 minus x, da. Plus x pătrat, da. Totul la 10-a. Totul la a 10-a. Da. S-a părut destul de... Totul la puterea 10-a. Acum,
Tu cum te-ai gândit să faci cu asta? Păi... ar fi... Asta depășește un pic cadrul discuției noastre, pentru că e, în, e binomul lui Newton. A. Și tu las-o, voi las-o cu binomul lui Newton încă. După vacanță. După vacanță faceți. Dar... în dezvoltarea asta apar de X la 5-a mai mulți termeni, nu? Da. Și trebuie să vedem care e coeficientul de acolo, X la 5-a. Dacă ai nota 1 minus X cu un A și ai ști formula de ridicare a binomului, deci aș nota pe ăsta cu un A. Deci notăm 1 minus X egal cu un A. Atunci ai avea de făcut A plus X la a doua, totul la puterea a 10-a. Și există formula de ridicare la a doua, am zis-o noi, nu? La a doua, coeficienții sunt 1, 2, 1. Am arătat lângă la lupa asta. Pe urmă ar fi aici 1, 3, 3, 1. 1, 4, 4, 1, 6. 6, 4, 1. 1, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 5, 1. Și așa mai departe. Da? Da. Și dacă pui unul de aici, apare triunghiul lui Pascal, să zic așa. Aici sunt coeficiențe de cărere la a 5, aici la a 4, aici la a 3, aici la a 2. Deci când zicem A plus B totul la a 2, A plus B totul la a 2, spune că este egal cu 1 ori A pătrat plus 2 AB plus 1 ori B pătrat. Da? Când zicem A plus B totul la a 3, să vezi ceasul să nu se umple. Acum e 45. Ah, bine. Deci A plus B totul la 3 înseamnă 1 ori A la 3, a? Plus 3, 3 A la 2, nu? A o descrește, da. Ori B, plus 3 AB la 2, plus B la 1 ori B la 3. 1 ori B la 3. A plus B totul la a 4, înseamnă 1 ori A la a 4, vorbește tu, plus? Plus 4 A la a 3 B. Așa. Plus 6 A la a 2 B la a 2. Da. Plus 4 A B la a 3. Plus 1 ori B la 4. 1 ori B la 4. Ei, legat de coeficiențe acestea, de combinări, putem spune aici așa. În loc de 1 combinări de 2 luate fi 0, care face 1, da. Putem face calcula, ori A la a 2, plus combinări de 2 luate fi 1 AB, plus combinări de 2 luate fi 2, B la a 2. Da? Combinări de 2 luate fi 2, B la a 2. Combinări de 2 luate fi 0, care face că combinări de 2 luate fi 2. Deci, dacă iei combinări de 2 luate câte 2, e egal cu 2 factorial supra, cât vine? 2 factorial supra, deci cel 2. De jos factorial supra cel de sus factorial, 2 factorial, ori diferența. 2 minus 2? 0 factorial. Da? Da. Și egal cu 2 plus 2 se duce și face 1 supra, 0 factorial face 1, 1. Exact cât combinări de 2 la cât 0. Combinări de 2 la cât 0, ce ar face? Face 2 factorial supra cel de sus factorial, 0 factorial, ori 2 minus 0, nu? Da, 2 factorial. Ori 2 factorial. Exact așa. Da? Deci, exact așa lucru. Și face 1. Dar, ca să respectăm o lege, o rețetă, împlecăm la combinare de 0, pe urmă 1 și 2 pe urmă. Deci, crește
de câte ori iau? 0, 1, 2. Da? Și egal mai departe cu în partea asta. Păi, luăm o dată combinat de 3 la de câte 0. Combinat de 3 la de câte 0, ori a la 3. Plus combinat de 3 la de câte 1 ori a pătrat b. Da. Deci combinat de 3 la de câte tot câte 1. Nu câte 1. Nu câte 2. Fă 0, 1, 2. 2. A b la a doua. A la b la a doua. Plus combinat de 3 la de câte 3 b la t. B la t. Știi cu ce ar veni dacă respectăm? Combinat de 4 la de câte 0 ori a la 4. Plus combinat de 4 la de câte 1 ori a la 3 a b. Plus combinat a la 3 a b. Plus combinat de 4 la de câte 2 a la 2 a b la 2. Combinat de 4 la de câte 2 a la 2 a b la 2. Plus combinat de 4 la de câte 3 a b la 3 a. Plus combinat de 4 la de câte 4 b la 4. B la 4. Ei, așa stând lucrurile, înseamnă că putem gândi la orice putere să ridicăm, nu? Și la N chiar. Da. Hai să fim format pentru la N. A plus B totul la N ar fi. Combinări de N luat de câte 0 ori da. A la N. Plus da. Combinări de N luat de câte N plus, 1. Nu, câte 1, da. Ori A la N minus 1, 1 ori B. Ori B. La întâi, hai să vedem ca să observă chestia. Da. Plus combinat de N luate câte 2. Combinat de N luate câte 2. A la. A la N minus 2. 2 ori B la 2. Da. Plus combinat de N luate câte 3. A la N minus 3 B la 3. Plus, puncte, puncte. Plus combinat. Hai să luăm un intermediar. Combinat de N luate câte K. N luate câte A la. A la K. A? A la N minus K. Așa. A la N minus K. Minus K. B ori la, B la K. K. Plus în sfârșit ultimul, combinări de N la câte N. A la. A dispare. Da. B la N. Asta este, asta e formula. Asta este formula binomului lui Newton. Da? Asta e formula de nouă de Newton. Deci putem uita la orice putere. Folosind drept numere aici, combinările. Ai văzut pe triunghiul Pascal, am zis 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Dar în general, se sezând că dezvoltând combinările, tot mai îți dau, dacă e pentru 4, 1, 4, 6, 4, 1, am zis în general, cam așa, nu cam așa, așa sigur arată din omul Newton. Putem demonstra această formulă prin inducție. Da? Da. După ea în inducția. Adică mergem așa, 1, 2, 3. Până la un ordin. Așa, K. Da. În locul și până ne întrebăm la K plus 1, pasul următor. Dar la K plus 1 înseamnă de la... Ce înseamnă A plus B la K plus 1? Înseamnă A plus B la K, ori odată A plus B. S-a făcut. Da? Și în felul ăsta putem să...